Vă urmăriți pe canal. E întuneric. Cum sunteți, oameni buni? Hai, poate îmi scrieți și mie să vedem cine e. Ne-am întors la cele vremuri, când era întuneric. Salut, Alin! Se aude bine? Că de văzut n-aveți ce vedea, că e întuneric. Salut, Cătălin Bizon! Salut, Gabriel Popa! Costel, te salut! KGB, Bogdan! Manu, te salut! Cătălin, te se aude top, a? Lucian, te salut! Top, top! Cum sunteți, oameni buni? Ce spuneți? Sper că sunteți ok. Salut, Radu! Azi că poate vă era dor de mine și zic hai să mai fac un live. Haideți cu un like. Zic, băi, cum să vă las eu în seara asta așa, vraiște? Zic, chiar așa? Zic, nu se poate, trebuie ca să... Ok, ne dorim și alt binele să fie. Păi, dragii mei, ceea ce v-am filmat și cât v-am filmat astăzi, mai rar așa ceva, Bogdane. Pe bune. Eu nu cred că ați mai văzut pe YouTube așa ceva, adică să... atâtea mari de albine să le iei la rând și fix cu mâns, nu cu... Da, aleg pe aia, o iau pe aia, o succes pe cealaltă și așa mai departe. Nu, nu, dragii mei. Fix așa cum sunt. Și câte o răgălie, și câte una bună, și câte una mai bună, și câte una mai rea, mai bună, nici nu știi cum sunt, da? Pur și simplu, da? Bună seara, Ioan, Arina, Costel. Am văzut ce ai postat astăzi, felicitări, arată foarte bine. Bă, eu arăt realitatea, măi. Ceea ce am, adică de ce aș arăta altceva? Cu ce mă încălzește treaba asta că arăt altceva? Spuneți-mi. N-am nicio treabă. Eu vă arăt ce am, cu ce defilez și la revedere. Fii atent, a apărut unul, Laurențu, se putea și mai bine. Bă, totdeauna e loc și de mai bine, dar dacă ținem cont că suntem pe data de 17 martie în România, nu știu ce să zic, da. Aș fi curios să arate altul mai bine și atunci zic da, dar no, nu știu că la ora actuală în zonă etalon nu prea am, adică să zic, bă, uite, unul care... are 200 de stup și din 200, da, eu astăzi v-am filmat, gândiți-vă,
Că eu astăzi v-am filmat 150 de colonii, dragii mei. Da? V-am filmat 150 de colonii. Păi din 150 de colonii să filmezi, da? Și să reiese că ai 4 sau 5 răgălii. Vreau și eu să văd cine poate să filmeze chestia asta. Nu știu, zic și eu. Deci cam despre asta este vorba, mă. Nimeni nu spune că nu are răgălii, dar ați văzut. Am iernat o colonie și v-am și arătat-o, da? Am iernat o colonie, ați văzut? Am iernat-o pe, în sărăcie, pe 10 rame, măi. Și mi s-a dus în cap. E singura care mi s-a dus în cap de pe 10 rame. N-am ce să-i fac, asta e. Am strâns-o pe 3 rame și asta e. Așteptăm să vedem. Eu de matcă, s-o fi infestat cu varoa, o fi furat de pe undeva. Nu știu că era o colonie foarte bună, foarte bună și nu m-am văzut că s-o țipat în cap. Efectiv s-o dus în cap. Na. Ce era să-i fac? O, mai aveam ce să-i fac? Asta e, s-a dus. În sărăcie. Haideți cu un like, dragii mei. Aștept un like din partea voastră. Bună seara, Fredo. Încep nopțile pe întuneric. Poate vă era dor de acele nopți. Voi vă gândiți ce se întâmplă, că mai este încă până la rapiță, cel puțin o săptămână, de nu două, până înflorește rapița. Voi vă gândiți cum o să arate coloniile respective? Da? E bine, Baciu, dacă plouă. E top, top, top. Trebuie ploaie, să știți. N-avem ce face. O mă aștepta, că doar altceva ce ai putea să faci. Da, de, da, de plouă. Da, se vede negru. E normal, voi nu sunteți învățați. Eu așa am început YouTube-ul. Colegii știu. Eu am început YouTube-ul în camion. Da, pe întuneric. Așa făcea live-urile. Vă aduceți aminte, colegi? Anul trecut, toată luna aprilie, așa le-am făcut. Asta era realitatea. De ce să ne ascund după deget? N-are rost să vedeți, că n-aveți ce vedea decât un bărbos urât. Mă cunoașteți. E, continuăm și anul acesta. Muntenia Carpatica, te salut. Pe tuneric SRL, Popa Gabriel. Bă, așa era, ce vreți, adică de ce am spune altceva când așa au fost situațiile? Dar și voi le știți. De ce am zice că era altcumva? Sebastian Voic, te salut.
Da? Au fost și sunt frumoase și acum. Da, da, pentru cine apreciază, că poate pe unii deranjează chestia asta. Că zice că vorbește cu o fantomă, dar păi eu nu cred că nu știți cu cine vorbiți, dă-o în sărăcie. Eu sunt, hai de mine, pe mine mă recunosc din două mutări și trei. Dacă... Băi, chiar am văzut decizia lui Costin, cum vi se pare de a se opri din postat. Mie chiar îmi pare rău de el că a ajuns în situația asta. Bună seara, Gabriel Lesan. Costel, după voce, a? Cum vi se pare decizia lui? Totuși mie mi se pare destul de trist așa. Bă, era acolo, știam că e acolo. Vorba aia, yin și yang. Așa, parcă e mai sărac YouTube-ul fără el. Când mi-au arătat colegii mesajul pe care l-a postat sau film, nici nu știu ce, eu chiar i-am întrebat, băi, glumă sau e realitate? Mi s-a întipărit timbrul tău vocal în cap. Da, da. Acum sper să fie spre bine, nu spre rău. Pentru audiență, de moment zici tu. Unii uită că au fost și de unde au plecat și, și poate chiar și pătrata se învârte. Măi, eu de ce să uit? Deci mie mi-au fost dragi aceste live-uri de genul acesta din camion, da, cu sirocolul pornit și așa mai departe. Mie mi-au fost dragi întotdeauna, nu știu vouă, da? Dar mie mi-au fost dragi, liniștit în pat acolo, frumos, să stau de povești cu voi, să vorbim despre apicultură, cum a fost ziua respectivă, cum am avut la cântar, ce mi-au făcut stupii. Vă aduceți aminte că vă spuneam real, lucrurile reale, adică ceea ce mi se întâmpla real, nu vă spuneam povești și așa mai departe. Cine poate să-mi dea, vă rog mult. Uite, cerșesc, am nevoie de 5 lei. Da! Salut, Chineto! Popa Gabriel, ce că nu-l compătimește pe Costin. Bă, mie îmi place de el așa, sincer. Salut, Anda! Poate e mai bine pentru el, nu știu, dragii mei, dar... Nu știu ce să zic, el știe. Eu nu pot să zic nici așa, nici așa. Da, da, era acolo, posta. Romică, îți mulțumesc frumos. Haideți cu un like pentru Romică. Haideți cu un like pentru Romică. Haideți să-l urcăm la 50 de like-uri pe Romică. Eu nu am 50 de like-uri, dar urcăm pe Romică la 50 de like-uri. Băi, am revenit! M-auziți? Bun, dacă m-auziți e top! Haideți, că vă cadru e doar 21 de like-uri, Romic al meu! Bun. Băi,
Vedeți? Eu când v-am spus despre dezvoltarea pe bază de miere și cu minerale, mulți poate de pe YouTube și în general ați râs de mine. Dar o să vedeți că în scurt timp și în câțiva anișori, acesta va fi trendul de dezvoltare și nu alții din alte țări de mult l-au. Problema e că în România nu a fost nimeni care să-l spună și să-l promoveze. Da? O să vedeți că în scurt timp, da, nu că am venit eu și vezi, Doamne, vă spun eu chestia asta. Nu, ci toți s-au dat seama că albina are nevoie de minerale. Da, deci are nevoie de minerale ca să își revină. Ați văzut colonii fără cădere, v-am arătat pe cele din testul lăzilor, da? Crescute la munte, iernate la munte, iernate pe 6 rame, diferența a fost că două au fost, da, în fund plin și două, ați văzut diferența. La cele cu fund plin astăzi le-am mai dat două rame, le-am dus pe 8, celelalte din păcate. Mâine o să postez un alt film, da, o să se încarce noaptea asta. Și mâine o să postez un alt film cu stupul ăla pe care l-am dezvoltat de pe 3 rame. Vă aduceți aminte? Da, astăzi am mai dat o ramă. O să ziceți, bă, chiar că ai nebunit. Nu, vreau să vi-l duc până la cat de pe 3 rame. Uite că acum l-am adus pe 6 rame. E bine, e rău. Ce ziceți? Da, și vă arăt așa succesiv. Salut, Andrei. Da, și vă arăt așa succesiv cum o să-l dezvolt. Da. Voi știți. Da, eu vă arăt. Da? Vă arăt cum îl duc de pe 3 rame la cat. Poate mulți sunteți în situația în care aveți tupi slabi, dar acolo, la acea colonie, da, e vorba de minerale, e vorba de booster, e vorba de multe chestii care s-a intervenit. Din acel moment, da, colonia merge în trendul respectiv și se dezvoltă în modul respectiv. Dar asta e. Florin a devenit membru, îți mulțumesc, Florin. A, Porumbel Show. Roiul de pe 17, ăla din ladă. Cum să nu? O să vedeți că îl filmează moșul și pe ăla. Da, o să-l filmez, stați liniștiți. Da? O să vi-l filmez de moșulică și pe ăla. Urmează. Da? Mulțumesc, Buga Ion, te salut și eu și pe tine. Costel Stan, bună seara. Astăzi am pregătit boosterul, mâine îl administrez. Bravo, Andrei. Bagă mare. Bagă mare că ai de lucru, tată. Și nu o să-ți pară rău. Uită-te tu pe grupul de WhatsApp, ce arată colegii care l-au administrat. Uită-te puțin. Da? Da. Încet, încet. Robert Ver, te salut. Irilă, Florin, te salut și pe tine.
Bă, el a intrat, ascultă-mă, roiul acela, Porumbel Show. Colegii știu, roiul a intrat în trei rame în iarnă. Da? O să-l filmez. De mult am vrut să-l filmez, Porumbel Show, pur și simplu m-am luat cu alte treburi, cu alte socoteli și na. Da, este acolo. El a intrat pe trei rame și mi se pare că și lor actual a rămas tot în trei rame. Am decis să-l mai las puțin, dar ăla eu vreau să-i urmăresc geneticul, să vedem, da? Deci clar că ăla n-a, da? Iosif Podină, te salut. Dan Octavian, te... Andreea Morar, da? Băi, dragii mei, ați văzut cum se face unificarea? V-am arătat practic ce înseamnă să unifici, să-i dai unei albine top o matcă dintr-o răgălie, da? Și care este modalitatea corectă de a unifica. Vă place? Nu știu câți dintre voi ați fost atenți la unificare. Nu se vede deloc, nici n-aveți ce să vedeți, că e întuneric. Nu mai avem curent, suntem pe economie. Da, domnul Vas, adică ăsta este cel mai corect. Vedeți situația? Mi-a arătat cum, da, cum vă pot, da, v-am arătat concret care este diferența între un tip de unificare și alt tip de unificare, da? Să unifici o răgălie cu albină top sau efectiv albina aia să o împrăști la 3-4 stup și ai terminat povestea, da? Tony Alex, eu nu pot. Vasile Vasilescu, te salut. Tony Alex, eu nu pot să pun cat jos, da? Tu trebuie să înțelegi chestia asta. Structura lăzii mele nu-mi permite chestia asta pentru că eu am fundul plin și nici nu am nicio nevoie, da? Eu am pus caturi deja.
mi le-a și stropit cu câțiva picuri de nectar. Eu sunt fericit. O să vă filmez zilele următoare, că suntem la stup. Continui și eu o să vă filmez în funcție de vreme, dacă albina zboară. Și dacă albina zboară, se va duce și cu siguranță, de ce nu, poate, se va cunoaște și în rame. Bogdan Caseriu, te salut! Da? De ce nu? Poate facem și, cum se spune în unele zone ale României, poate facem un țan de miere. Tâmplărie Craiova, te salut! Păi nici n-aveți ce să vedeți, că e întuneric, ce să vedeți? Dar n-ați vrea să vedeți. Salut, Gabriel! La mine au zburat greu. Azi aveau coridor de zbor pe o singură direcție. Ziceai că e cule serios. A, bravo, Octaviane, numai să nu fie furtișac sau altceva. Știi că dacă e furtișac sau altceva, e groasă treaba. Știi cum e treaba. Nu știu, zic și eu. Nu trebuie să vezi, trebuie să bagi la cap. Salut, Ciprian, te salut. Da, hai că am mai ascuns din ei, că văd că-s prea vocale ăștia. Mai lăsa un pic în pace. Salut, Gabriel! Mulțumesc de like! Da, Tâmplărie Craiova! Salut, Claudiu Marian! Bă,
N-ai ce să faci, când ești iubit, ești și hărțuit. Salut, Vane venin. Te salut. Salutare, treaba e bună. Așa zici tu, băi, Fane. Haideți, bă, cu un like, mă. Haideți, ajungem la 100 de like-uri. Șai și unu. Să plimbă și ăștia. N-ai ce să le faci. Da. Băi, nu mă mai întrebați nimic. Mai întrebați-mă, mă, ceva despre apicultură, despre domeniul nostru de activitate. Dan Octavian nu am folosit prea multe decât miere, minerale și booster. Nu am folosit absolut nimic altceva. Metoda Blinov e bună de ceva? Bă, Dan Octavian, din punctul meu de vedere, nu e bună de absolut nimic pentru că șomează albina. Știi cum e? Metoda Blinov, din punctul meu de vedere, e fix cum cred mulți, că albina stă 20 de zile în ladă, freacă manganul și după 20 de zile iasă și ea și face treaba, da? Aceeași treabă e Blinovul ăsta, adică e albina, o treci la hotel shop după între alte două diafragme și dacă trece matca acolo să ouă, e caz fericit, dacă nu stă acolo și șomează. Fă-i, bă, extindere de cuib, dă-i drumul la matca să ouă în sărăcie, că de-aia albina aia. Nu ținea degeaba în ladă. Asta este părerea mea cu blinovul lui. Adică tu ai albină,
altul nu are albinări și ar vrea să extindă cuibul, dar n-are cu ce, că n-are. Iar tu, ce te gândești? Hai să trec albina după altă diafragmă, în alte două diafragme, aia să șomeze acolo și matca să stea între diafragmele în care vreau eu, da? Cam despre asta e vorba cu Blinovul, din punctul meu de vedere. Da? Eu nu pot să îl compart, nici nu pot să fiu de acord, pentru că mi se pare o tâmpenie destul de mare Blinovul. Asta e părerea mea personală. Că o să mă critique unii, că o să mă critique alții, fiecare are dreptul să zică ce vrea. Eu am folosit-o odată, dar nu am văzut ceva diferență. Păi, dar n-ai cum să vezi, Dan Octavian, din punctul meu. Nu ai cum. Salut, Ionel, Ionel. Mergi la târgul de la Galați? Când e? Că nu știu când e. Salut, Chiș. Nu știu când e, Dan Octavian, târgul de la Galați. Eu nu sunt cu târgurile. Hai bă, 67 de like-uri. Hai dați-vă la 100 de like-uri, pe bune. Nu știu, no, nu mă iubiți deloc. Asta vreau să zic și eu, vas, în 2023. Eu știu că acum pe duminică parcă este ăla de la Blaj, de la mine, de la Alba, nu? Nu mă duc niciunde, dragii mei. Unde mă duc? Da, păi e Blajul e acum, înainte, nu? Da, să vedem, poate ajung măcar la Blaj, deși nu știu. Probabil că nu, ca multă treabă.
Băi, da, Blaju, din câte știu, Octavian, Blaju este weekendul ce vine, nu? Ștefan Rus, te salut! Deci Blaju este weekendul ce vine, din câte știu eu. Top, familia Veți, am intrat și eu un pic în live și am rămas uimit. Mulțumesc, Iosif Podină. Sper să ajungi și tu la performanța asta. Sau cel puțin să mă depășești. Ceea ce nu e imposibil, să știi. Totul este posibil, din punctul meu de vedere. Se aude Ștefan Rus? Acum am auzit? Bun. Top. Bravo, domnul Ion, mulțumesc mult! Ștefanu, stai liniștit că e la dreapta tatălui! N-am nicio treabă! Păi, dar cum crezi? Ar fi imposibil. Tu nu-ți dai seama cum aș putea citi mesajele. N-ai cum. Mai ales că scrisul e mic și așa mai departe. Ce făceai, băi, Ștefan? Nu înțeleg. Doamne ferește, păi cum, băi, să conduci și să scrii pe telefon? Tu nu realizezi la ce te supui, iei ochii de la volan, de la circulație. Mâine deschid și eu familiile pe trei rame la care le-am pus booster. Oho! Da, Claudiu Marian, am pus și caturi. Da. Am pus și caturi. Ați văzut destul de clar. Am pus și caturi.
Am avut probleme stare și pe bănuiesc, îți dai seama. Salut, Maria Crețulescu. O să văd eu unul pe YouTube românesc care a pus cadrul acum. Și mă, Iosif, eu nu am pus pe toți, ați văzut? Deci eu pur și simplu am cel puțin o grămadă, nu vreau să dau număr, pe care i-am lăsat așa vraiște, deci pur și simplu le dau pace că n-am ce face. Da? Trebuie ca să mai studiez să văd care e treaba. Dar vreau să văd dacă mi urcă matca sus, am dat la ea 3, dacă nu trebuie să vin cu gratii Hahnemann. E, se complică puțin situația la mine. Am avut un accident cu ceva ani în urmă în Spania. Te să nu vezi, Doamne ferește, Ștefane. Dar ce făcuși, bre? Ce făcuși? Aquaplanare, am înțeles, Ștefane. La sol. Și eu am avut una în Spania pe M40. Nu eram eu la volan, era un pilot de Formula 2 cu un BMW și am luat-o cu spatele cu 300 de km pe oră. Și numai Dumnezeu ne-a oferit. Am mers paralel vreo 5 km cu parapetul. Și numai ne-am frecat un pic de parapet, atâta tot. Dar tot tremuram când ne-am dat jos de la, din mașină. Da? Praf, praf ne făceam. Într-un 320. Da, la noi a fost 320 la oră. Da? Pilot de curse, da, deci pilot, pilot. Asta e. Când e să se întâmple, băi, și fii atent. După ce s-a întâmplat asta, s-a sunăit la volan să plecăm și în primul sens giratoriu iară, bă, a început. Nu mai stătea pe drum mașina, îți dai seama. De mașina nu s-a mai ales nimic, cred, dacă zici că a fost așa terifiant. Te cred. Duci pe parapeți? Wow! Dacian, te salut și pe tine! Haideți, bă, la 100 de like-uri, bă, suntem aproape 200 pe live și am 71 de like-uri. Pe bune! De
Petre într-oraș, ce se aude, a spus un prieten că a pățit-o rău. Mă, Iosif Podină, nu știu că a promis colegi, ai văzut pe grup cum că pentru o perioadă se retrage de pe YouTube. Asta e. O persoană care era cu noi a murit, am înțeles, a plecat dincolo. Salut, Vlad! Unde te duci de se aude așa ură? Niciunde nu mă duc. Domnul Bela, te salut! Domnul Bela, se dezvoltă albinuțele, domnul Bela, se dezvoltă! De când a văzut că dumneavoastră ați pus caturile și el nu le-a adus măcar pe 10 rame, apare frustrarea. Nu știu ce să zic. N-am nicio treabă. Da, bravo domnul Bela. Azi am băgat și eu rame la oa. Top, oameni buni. Dar interesant este, la accident îi sar papucii din picioare, primul lucru. Interesant, n-am auzit chestia asta. Cum să sară papucii din picioare? Nu știu, da. Dă-le pace, Ștefane, la accidente. Dă-le pace, gata. Construit făguraș, bravo! Bagă domnul Bela ramă la oat acolo! Mâna și du-i top! Eu te crește, fane, dar lasă, dă-le pași la accident! Băgat ieri, bravo! Ieri a fost vremea mai frumoasă ca și astăzi. Salut, Liviu! David, te salut și pe tine! Dacă tu le-ai pus caturi azi, eu am băgat rame. Păi stai un pic, am pus azi, pui mâine, pui poimine. Cred că mă apuc să pun în masă pe ele. A bătut și la mine vântul. Băi, și la noi a bătut. A fost o perioadă când a bătut, după care s-a redus. A fost așa și așa. Robert. Da? Dar acum vreau să văd dacă urcă măcile sau stau cu minți acolo jos.
Asta este nedumerirea mea. Apicultură lucrez, David. Cu albinele. Cum ar zice unii, gongar. Am trecut la caturi de 1 pe 2, o dezvoltare mai rapidă a lor. Ho, 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 ho. Deci ceva ați învățat, tâmplărie Craiova, de la mine. A? Am 13 familii și vă urmăresc pentru că ce aud aici nu am mai auzit nicăieri. Băi, îți mulțumesc, Liviu. Mai bun răspunsul la întrebarea lui David este trântori. Mai nu. Nu. Suntem apicultori, gongari. Realitatea e că vezi, și să te ocupi de apicultură, îți trebuie o doză de nebunie. Nu e așa simplu, să fim serioși. Pentru că nu e. Da? Mai sunt două zile mai reci și apoi va fi mai bine. O vedea. Așa este, așa este, Ștefan. Este drog și nebunie. Susțin chestia asta, da? Îți trebuie o doză de nebunie cu apicultura asta. Bă, așa trebuie și la pescuit, așa trebuie și la vânătoare. Da, astea sunt cam de același. Ca la pod. Loco, adică te-au făcut nebun. Da. N-ai ce face. Frumoasă melodie, Fredonați. E plictiseală, ce să fac, Liviu? Tu-ți dai seama, tâmplărie Craiova? Cât stupeam? Vreo 2-3 bucăți. Bietul Cristi. Băi, nu știu că e motiv așa, când știe că îl filmezi, tot bine tremură, că nu n-ai nicio treabă cu el, știi? Înțelegi?
trebuie să ne-l prezentați odată pe Cristi. Da, pe Cristi l-am prezentat de mai multe ori. Da? Cristi e Cristi, nu există alt Cristi. E harnic băiatul, băi, nu numai că e harnic, e și priceput. Da? Dacă îi plac albinele, îi place tot. Salut, Dănuț! Exact, Ștefan! Așa e și la el. Lui asta îi place, din cauza asta face ceea ce face. Să știi că face din plăcere. Lui chiar îi place. Mai rar să găsești oameni așa. Bine, eu l-am și pe Marian care îi place. Îi și Sândel care îi place, îi și Jean căruia îi place, da? Deci eu am mai mulți băieți, din punctul ăsta de vedere nu fac probleme. Da, este Sândel care ar dormi cu ele în ladă. Îi Marian care... Mamă ce face cu ele. Da, îi Jean care și el și-a dat drumul, deci nu. Sunt băieți top. Fluierul este chinezesc. Nu știu dacă e chinezesc să nu fie cam ruginit, băi, tâmplărie Craiova. După... Ba să fie și ruginit. Ai înțeles? Dar merge. Băi, original, băi, tâmplărie Craiova. Deci ăsta e original și știi care e problema? Nu-l pierd, știi? Adică nu mi-l ia nimeni, e marcă proprie. Știi? E branduit, n-am nicio treabă cu el, doar îl lung un pic, pac, 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 pac și la revedere. Da, asta e, Ștefane, acum ești în țară, nu mai cu lăptișor de matcă, da, cu pupăza din tei, băi, tâmplărie Craiova. Dacă nu este însurat, o să fie și nașul lui la însurătoare. Eu să fiu nașul lui? Nu se știe. Niciodată, unde dai și unde creapă, cum e vorba aia.
Îmi pare cunoscută melodia, cum se numește, mă întreabă Iosif. De pe genunchi el mă va ridica. O cântă Menorah. Da! Salut, Albina lucrătoare! Păi fluierul ăsta e marcă proprie, ia auziți! Marca proprie. Un singur lucru trebuie să faci pentru ei. Nu știu ce trebuie să fac. Băi Ștefane, mă. Salut, Darius Leaha! Te salut și eu! Cred că e de la biserică melodia. Păi, așa zic și eu. N-are de unde să fie, că eu alte melodii nu știu. Să te rogi pentru ei să se pocăiască. Bă, asta numai Duhul Sfânt poate să facă, nu eu. Și eu sunt greșit, sau poate mai greșit ca ei. Da? De multe ori iau lecții de la ei și așa. Nu sunt infailibil. Ce face ăsta pe aici? Către casă, nu, Albina lucrătoare. Face more. Exact, Ștefane. Acum ai spus bine. Eu nu pot să zic că sunt perfect și infailibil, departe de mine. N-are cum să pocăiască 100 de oameni un om. Dacă Duhul Sfânt nu-l pocăiește, n-are nimeni. Ștefane, ce tare ești! Ci că unde să meargă Lucian? De la vest la est sau de la est la vest?
N-am vor răspuns, bă, nici nu mă gândeam, bă. Nici nu mă gândeam la răspunsul ăsta, bă, Ștefane. Nici nu mă gândeam. Tare, tare, tare de tot. Treaba asta cu vest, est, est, vest. Nici chiar așa. Foarte bine, doar să-l ceară și ei. Păi nu este așa, depinde. E mai ușor pentru cei care s-au născut în familii de pocăiți. Bă, știți cum e? Hai să vă spun un lucru. Nici o religie nu te învață să faci lucruri rele, să țineți bine minte. Da? Nici una. Problema este că noi suntem atât de răi și atât de egoiști, încât noi am vrea ca să ne însușim multe chestii fără să facem absolut nimic și să crede că suntem cei mai tari din parcare, dar noi, vorba mea, vrem să ne dăm rotund, dar suntem pătrați, știi? Nu. N-am văzut nicio credință să înveți să bei, să fumezi și așa mai departe, să faci prostii, niciuna. Pentru că de-aia toate au la bară creștinismul. Vezi, dar noi suntem atât de răi că crede că am descoperit noi gaura la macaroană. Bună, da. Uite, eu unul ar vrea să fiu ortodox. Păi și cine te oprește, măi? Păi nu este așa, păi așa zic și eu. Drept credincios, Ștefane, asta înseamnă ortodox. Drept credincios, care-i problema? Ce e greșit în asta?
Ia să văd ce ați mai scris aici, mă. Robert spune, nici eu nu am crezut până când am avut o experiență. Băi, da, așa se întâmplă în viață, când Duhul Sfânt te cheamă. Da? Eu zic că nu religia mântuiește un om, deși eu sunt penticostal. Greșit este pentru noi că nu suntem drept credincioși. Așa este, Ștefanus. Dar Biblia nu ne arată nicăieri de o anumită denumire de religie. Așa este, așa este. Salut, Nicolas Costin. Te salut. Pace tuturor fraților, Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Dumnezeu îi spune omului ce să facă. Să vedeți ce cânt eu la fluier în biserică. Bravo, Iosif! Doar dacă vrea, Dumnezeu nu obligă. Așa este. Bună seara! Un like și o urare din suflet. Să ajungeți cu bine la destinație. Mulțumesc la familie și la cei dragi. Mulțumesc. Mulți nu știu cu cine au de-a face. La ce te referi, Robert Versi? La saxofonul, la fluier. Ho, ho, Iosif. Ești tare. Albina lucrătoare spune că el cântă din gură în biserică. Foarte bine, fiecare cu darurile.
Ia să vedem ce au mai zis băieții pe aici. Și eu cum când cu gura ne avem orchestră mare în biserică, bravo! Ștefanus. Nu a plouat, a bătut puțin vântul, a fost cald. Să vorbim despre apicultură acum, haideți! Ia aici niște întrebări top la bărbosul să vă răspundă el așa. Ia ziceți-mi voi că v-am arătat azi niște chestii. Ia spuneți-mi de ce uneori lărgesc pe stânga și alteori lărgesc pe dreapta. Ia spuneți-mi voi mie, de ce uneori intercalez ramele din stânga în dreapta? A? Ia ziceți-mi voi mie, dacă tot vorbim de apicultură, că văd că ați luat-o în religie și faceți acum poli-religioasă. Ia ziceți-mi voi mie, de ce dezvolt și așa și așa? Ce am făcut? Să ouă matca. Da ce? Unde este mai aproape de larvar, de ou? Salut, Irina! Ai lărgit cuibul? Păi bun, am lărgit cuibul, dar de ce uneori luam ramele din stânga, le mutam în dreapta și băgam în stânga rame și uneori băgam a doua sau a treia ramă la ouat? Nu am respectat de fiecare dată același lucru. Exact, domnul Bela, vezi, cine știe, știe. Uneori fac inversiune de rame, se numește.
inversez ramele în colonie. Da? În momentul în care este mai mult puiet în dreapta și nu este în stânga, atunci automat iau hrană din stânga, mut în dreapta și bag la ouat în stânga. Da? Exact, Robert Vers. Și atunci îl dezvolt pe mână inversă, da? Pe partea era matca cu oatul, nu neapărat Ștefarus, că puteam să bag și între două rame cu puiet căpăcit, da? Ci era, problema era că erau două rame cu hrană blocate, una lângă cealaltă, da? Și matca nu mai putea pătrunde ca să deblocheze și atunci una am dus-o lângă perete și lângă alaltă cu hrană i-am băgat goală. Așa fac și eu. Atunci ai și o evidență mai bună la ramele cu puiet. Da, pot să zic și așa. Vă mai auziți? Dragii mei, vă las. Că uite. Bine? Hai, vă doresc noapte bună și vă auzim mâine. Haideți cu un like la ieșire. E 10 deja, da? Noapte bună tuturor.